Clădirea Palatului Administrativ, în care își desfășoară activitatea Consiliul Județean Argeș și instituția prefectului, se află într-un amplu proces de modernizare în cadrul unui proiect european accesat de Consiliul Județean Argeș de creștere a eficienței energetice. La finalul săptămânii trecute, prefectul județului Argeș a mers pe șantier pentru a vedea stadiul lucrărilor. L-am invitat pe domnul prefect să meargă împreună cu mine la ceea ce înseamnă Palatul Administrativ pentru a vedea stadiul lucrărilor, ținând cont de faptul că instituția prefectului va desfășura în continuare activitatea după terminarea lucrărilor în acea clădire. Noi urmărim îndeaproape ca să ne încadrăm în termenele stabilite de lege și în termenele stabilite de Uniunea Europeană, în primul rând, pentru că este un proiect european. La ora aceasta sunt peste 63% realizați din proiect. Săptămâna viitoare, etajele 4 și 5 vor beneficia și de mobilier. Vom avea mobilier nou în clădire și una din rugămințile adresate instituției prefectului, ne mutăm în casă nouă să vină și domniile lor cu apocul acesta de mobilier în spațiile pe care le au. Problematica lor este mai complicată pentru că fiind finanțați direct de Ministerul Administrației și Internelor, va trebui să facă solicitările de rigoare. În întâmpinarea acestui lucru, l-am invitat, haideți să vezi cum arată, ce vrem să facem acolo, fiind o perioadă reprezentativă pentru județul Argeș, condusă la momentul acesta, administrată de către Consiliul Județean Argeș. Am fost împreună, am plecat de la subsolul clădirii până în sus la ceea ce a însemnat zona aceea, etajul 5, care este aproape proporție 95% terminată. De mâine, de săptămâna aceasta, săptămâna viitoare, începe să ducem mobilierul acolo, pentru că deja parking este executat. Am luat lucrurile de anul trecut. Termenul obligatoriu al constructorului este de a ne pune la dispoziție clădirea, de a inaugura-o, de a semna procesul verbal de recepție, 31.12.2023, termen limită acceptat în Europeană. Deși am avut mici probleme cu o întârziere în demararea acestei lucrări, constructorul s-a mobilizat și din sursele care le-am avut, mi-a înaintat luna august. Am spus, hai august, nu septembrie și în octombrie să fim gata. Clădirea Palatului Administrativ are o suprafață de 10.510 metri pătrați cu o lungime totală de 80,68 de metri și o lățime de 16,38 metri. Aici își desfășoară activitatea Consiliul Județean Argeș, Prefectura Argeș, dar și alte instituții publice, precum Direcția Județeană de Statistică Argeș. Așa va arăta. Da. E tavan casetare, este la foc 30 de minute, adică nu e din acela. Astea sunt pentru ventilație. Palatul Administrativ este situat în piața civică centrală a municipiului Pitești și a fost construit în anii 1969-1970 după un proiect aparținând arhitecților Cezar Lăzărescu și Mircea Ochinciuc. Dispunând de o arhitectură modernă care folosește o serie de elemente tradiționale compusă liniar, clădirea are subsol, parter, mezanin și 5 etaje. Aceasta nu a fost reabilitată niciodată de când a fost construită. Prin realizarea lucrărilor de reabilitare termică se are în vedere înregistrarea unor economii majore prin reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice, reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum, reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie, conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie. Proiectul este finanțat prin programul operațional 2014-2020, fonduri europene și este în valoare de 27 de milioane de lei.